Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un nou tur al camerei. Mulți dintre voi m-ați întrebat de ce nu am mai postat zilele astea. Ei bine, bă băieți, mi-am renovat aici un pic camera, am vopsit, am schimbat aici ordinea dulapului, mi-am pus PC-ul în altă parte, mi-am schimbat multe chestii și am zis să vă fac și un tur al camerei ca să vedeți aici care sunt chestiile noi. Mă rog, mai sunt destul de multe chestii de făcut, cum ar fi să pun covor, pentru că cel vechi l-am dus la spălat și să pun alt covor, să pun și draperia, aveam niște perdele de alea toate săracele de ele, mamă cum arătau, și acum stau cu chestia asta în geam, nici nu știu cum să-i zic. În fine, o să vină și draperia și multe alte chestii mai trebuie să vină, dar am zis să fac turul camerei acum, deoarece n-am mai postat, cred că de o săptămână, nici nu mai știu de cât timp nu am mai postat, și am zis așa să vă fac aici un mic tur, să știți și voi de ce nu am mai postat. E un pic de raj, cum ar fi chestiile alea de pe scaun, hainele și multe alte chestii. Și volanul ăla de sub birou, nu știu ce e el acolo, o să-l mut, oricum o să fac multe chestii, dar am zis să vă fac acum turul camerei ca să nu mă mai întrebați de ce nu am postat. Și mai sunt și orele, am început acum școala, am fost 2 săptămâni la școală, acum facem online și da, și până și turul ăsta al camerei îl filmez între ore, eu acum peste jumătate de oră trebuie să încep ora de germană, mă rog, sunt multe chestii. Aici pe birou știți că înainte aveam setup-ul pus, mă rog, și televizorul extrem, trebuie să fac acolo, vedeți pe mine, salut! Ok. Aici pe birou aveam setup-ul înainte, acum puteți observa că nu mai e mare lucru, este doar setup-ul pentru școala online, deci aici am fac eu școala online, nu aici, că aici n-am cameră, n-am multe chestii, aici îmi fac eu școala online la acest laptop. Știți laptopul ăsta, cred că, adică știți foarte mult laptopul ăsta, pe laptopul ăsta am început eu să fac YouTube, ar trebui să-l știți. Este un laptop super, super vechi, are un i5-4210U, 8GB de RAM și un GeForce 840, mă rog, acum îl țin doar pentru orele online. Ce mai avem pe aici? O brichetă super șmecheră care vă electrocutez cu telefonul și na, o mască, caiete, ăsta, cartea pentru permis, niște vitamine, ceva, nu știu ce astea, caiete de școală, pixuri, multe chestii, mă rog, am și Xbox-ul aici de desubt, că ăsta îmi ține mie orele ocupate, chiar dacă Xbox 360, am destul de multe jocuri pe el și na, în timpul liber mă mai joc, portofel, mă rog, multe chestii neinteresante. Aici am switch-ul care îmi face mie probleme cu netul, de aia n-am prea mai făcut live-uri în ultima vreme. Pentru că uitați-vă aici, dacă e cu verde înseamnă că am conexiune gigabit, da? Dacă e cu galben înseamnă că am conexiune de 100 de mega, de 10, mă rog, în fine. Și ăsta alb este cablu care mi se duce mie în PC și am 100 de mega și nu știu de ce e stricat cablu, habar n-am, trebuie să rezolv chestia asta pentru că da, pe 100 de mega nu pot să fac live-uri destul de calitative, nu se focusează, s-a hotărât să nu mai focuseze. În fine, o să facem așa tot vlogul nefocusat. S-a hotărât să nu mai... Ia să mă pun și-o pe scaun, că am obosit deja. Mă, du-te-mă de aici, așa. Și nu știu ce are, mă, dar de ce nu focusează, mă? E, gata, o focusat. Nu știu ce are, trebuie să rezolv. Spuneți-mi și mie, poate să fie bine? Știu, eu știam că poate să fie și de la cablu chestia cu viteza de net, dar chiar așa, mă, nu suportă gigabit și cablu nou, adică l-am luat acum o lună și ceva, cablu ăsta nu e așa de vechi. În fine, pe aici e sub birou chestii neinteresante. O trusă de asta cu scule, cu șurubelnițe, patent, ceva, pasă termoconductoare, multe șuruburi și chestii de astea. Aici, opa. Aici sub birou am 2 calculatoare. Mă rog, asta cred că e doar carcasa de la calculator și acolo încă un calculator vechi. Le foloseam înainte pe Filelist pentru SID, acum nu le mai folosesc la nimic momentan. Nu știu dacă o să le mai folosesc la ceva. Pe dulap multe plușuri, chestii neinteresante, acolo nici eu nu știu ce mai am, ceva jucării, nici eu nu mai știu, DVD-uri, chestii, habar n-am. Aici am încă un calculator desigur, acolo e casca mea de motor, cred, da, casca este. Ghiozdan, nu știu la ce mai folosesc ghiozdanul ăla, nu e ghiozdan pentru școală, mai când așa mai ies în oraș, mai iau sticle de apă, ceva în el, ce mai am nevoie. Aici caietele pentru școală. Un volan pe care l-am de numai puțin de 13 ani. Deci 13 ani are volanul ăsta, știu că mi l-a luat aici în 2007 când mă jucam eu Formula 1. Da, mă mai joc cu el și acum, dar are doar rotirea de asta la 90 de grade, deci nu e nu știu ce, de așa for fun, doar ca să simt și o vibe-ul ăla când mă joc cu volan. Și aici este setup-ul meu pe care mă joc acum, deci acesta este noul meu setup. M-am mutat aici deoarece nu știu, pot să fac mai multe ordine pe birou, adică dacă n-am nevoie de o chestie aici pe birou, mi-o pun aici în sertar. Dar asta e chestia mea aici, uli, și ce, am o bagnotă de asta și chiar e originală bagnota, uitați, deci bagnotă de 10.000 de lei, adică un leu. Nici mai știu când s-o schimba chestiile astea, prin 2005 parcă, când nu, nici mai știu. Dar uitați ce șmecher arată, în fine. Și multe alte chestii neinteresante, telefoane,
baterii, o brichetă, din câte pot observa, lipici, multe, multe chestii neinteresante, cooler, ceva, nici eu nu mai știu ce am pe aici, nici vechiul meu telefon, stai, vechiul meu telefon, și cam atâta pe aici. Și tot timpul îmi prind cablul de la căști, ok, acum nu l-am mai prins, tot timpul prind cablul de la căști aici la dulap. Ok, o boxă pe care îmi ține microfonul, deci ăsta e strepiedul meu de microfon, deci eu când vreau să filmez îmi pun boxa aici, am pun microfonul pe boxă ca să-mi fie microfonul mai aproape de mine și cam asta, cam așa se aude audio de la mine, din videouri. Aici o tastatură ceva, cred că e de la Hama, da, uite Hama, că și scrie aici, se focusează, ok, Hama. Este o tastatură wireless, super ok, nu știu, nu mai știu cât am dat pe ea, maxim un milion, nu mai știu, 80 de lei, 70, nu mai știu cât am dat pe ea, dar e super ok, își face treaba. Un mouse ceva de la No Name, nu știu, e Phalanx, ok. Monitorul meu clasic pe care l-am de, nu mai știu de cât timp l-am, dar e super ok, 60 de Hz, Full HD, totul bine. Căști, iară No Name, IJMB, oho, mă văd acolo, salut bă băieți. Tot așa vreo 40 de lei au fost și căștile astea, dar pentru mine super ok, nu mă deranjează, adică n-am nu-ți dă la fițul să zic frate nu se aude bine, frate nu știu ce, sunt niște căști care ok, se aud. Așa bă băieți, am revenit, nu știu ce s-a întâmplat, mi s-a închis filmarea pur și simplu, nu știu, face figur telefonul, deci după cum zisesem, am niște căști, nu știu dacă mai merg luminile, am vrut să le testăm, așa că haideți să le testăm, o să scot cititorul de carduri și hai să vedem, mai merg luminițele de la căștile de 40 de lei, mare întrebare. Bam, și da, mai merg, dar foarte, foarte prost, adică gândiți-vă, înainte când le băgam, te orbeau, nu te puteai uita la ele, acum văd că de-abia mai merg, dar, na, căștile ca audio sunt super ok, microfonul e jalnic, deci n-ai cum să înțelegi cu cineva cu microfonul ăsta, se aude numai, mă rog, chestii robotice pe fundal, dar ca audio sunt super ok, adică mă refer la ce se aude, e super ok. Hai să lăsăm aici să scot și ăsta, bam, 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 să băgăm înapoi cititorul de carduri, pentru că n-am cum să-mi scot filmările dacă n-am cititorul de carduri, ok? Și hai să trecem la calculator. Mi-am găsit în sfârșit, știți că aveam într-o perioadă o chestie că nu îmi găseam side panel-ul de la PC. Mi l-am găsit, acum e tot ok, calculatorul este complet, l-am băgat aici sub birou, nu mai am probleme. Acesta este, așa arată calculatorul. Pentru cei care nu știu, deși eu am la fiecare videoclip în descriere am componentele, o să vi le zic și aici pe live, ăsta pe live, doamne, ce am aici pe video, dacă tot suntem la calculator, am un i7-8700K overclockat la 5,2 GHz, da, și foarte mulți dintre voi nu mă credeați ce o să, bă, frate, cum 5,2 GHz? O să vă arăt fix acum, pentru că, da, am nimerit un chip super bun, am mers la voltaj ok. Uitați aici, frate, 5,2 GHz, temperaturile idle 40 de grade, deși nu știu de ce sunt așa de mari, bine, având în vedere că 40 de grade la mine în cameră n-aveau cum să fie mai mici, dar de obicei am 35 de grade idle. Așa. Deci, hai să continuăm. i7-8700K la 5,2 GHz, 24 de GB de RAM la 3400 de MHz, un GTX 1070 Ti, plănuiam să-l schimb, dar nu știu, o să vedem, momentan mă ține super ok, nu știu dacă am nevoie de altă placă video neapărat. O placă de bază MSI Tomahawk Z370, cred, dar nu știu, tot timpul mă încurc la pronunțarea Tomahawk, deci să-mi bat picioarele, spuneți-și voi cum se pronunță chestia aia. Mă rog, un hard disk de 3 tera, un SSD de 1 tera și încă două harduri de 1 tera. Deci 6 tera în total, un cooler pe procesor DeepCool Maelstrom 240T pe roșu și cam atâta, bă băi, nu știu ce aș putea să vă mai zic. Vreau o carcasă Enjoy Vanguard, super șmecher. Și haideți să trecem pe aici pe sus prin rafturile astea. Probabil că ați văzut rafturile astea, dar nu știți ce este cu ele. Ok, hai să treceți pe aici pe la rafturile astea. Am mai chestii random, chestia asta cred că am făcut-o. Ops, am dat cu aparatul. Chestia asta cred că am făcut-o în clasa a 4-a, nici nu mai știu, o să o lăsăm aici. O bicicletă de asta super șmecheră care avea și o brichetă, dar nu mai merge, lasă gaz pe undeva. Un porcușor de asta super șmecher, uitați de la care sare. Oh shit, a fost atacat, băieți. Ok, un porcușor de asta super șmecher care sare, care țopă, e puii mei. Hai să-l punem înapoi. Un aparat Canon vechi care nu mai merge acumulatorul, dar trebuie să-i schimb pentru că e super șmecher, așa, nu știu, mie îmi place să colecționez aparate, o să... Da, bă, băieți, iară s-a închis filmarea, nu știu de ce tot face figuri de astea și se închide, probabil că nu mai am spațiu în telefon, nici nu știu. O să-i găsesc acumulator și o să meargă, sper că nu mai are alte probleme. Un aparat de la Sony pe care îl folosesc, mai fac poze random, mai prostesc cu el, haide să-l pornim, deci și merge aparatul ăsta. Bam, l-am pornit și facem poze, uitați. Ok, hai să-l punem aici. Bam, l-am pus înapoi. O poză cu mine, nici nu mai știu din ce, nu știu dacă scrie pe spate. Nu scrie pe spate.
o brățoară de-a lui Andreea care și-a uitat-o aici aparent, pe care și-a uitat-o aici, mă scuzați. O chestie asta în chineză e o pernuță, ceva, nu știu, am avut o activitate în clasa a patra și au venit diversi oameni din diverse țări la noi și noi am avut o fată din China și ne-am dat chestia asta cadou. De fapt, i-am ciordit-o și după aia am văzut că i-am ciordit-o și mi-a pus-o ei cadou. Și în dulapul ăsta multe chestii random, adică spray-uri, multe... nici eu nu știu, aici e spirit, nu știu de ce am spirit într-o sticluță de asta, mai avea și un fâs de la, dar l-am pierdut și dădeam, nu știu, cu spirit, de exemplu, pe monitor și trăgeam să chestii de astea. O de asta cu benzină, cu kerosen pentru zipul, o de asta de ochelari și multe chestii în spate. Mă rog, borsete, genți, etc, etc. Ok, și o să vă arăt și aparatele astea două, mai zic că mai am aici două aparate. Uitați-le, bă, băieți. Mai zic că sunt super pasionat de aparate de astea vechi, mai am ceva de la Olympia, nu știu, să-i trebuie baterii normale, nici nu știu ce-i trebuie, nu m-am uitat, nu l-am mai pus mâna pe el de ani de zile. Și încă un aparat de la nici nu știu ce ăsta, Fujifilm, și la asta cred că-i trebuie baterii normale, o să-i pun să văd dacă merge, momentan n-am apucat. Și cam atâta, bă, băieți, aici am multe chestii de astea, știți, se vindeau chestiile astea la Gazeta Sportului prin 2010 și am luat și o chestie de astea, super șmechere, așa, mai ce retardatăs. Și un fidget spinner, nu știu de ce îl mai țin pe aici, multe, multe cărți, diplome și cam atâta, bă, băieți. Cam asta este noua mea cameră, hai să mă purc aici în față să pară tot setup-ul. Deci, cam acesta este tot setup-ul, băieți. Super speșmecher și da, mie îmi place mult mai mult calculatorul acolo, sincer, că dimineața când venea soarele, bine, acum nu prea mai bate soarele și probabil că o să am draperii, n-o să mai bată. Dar înainte când aveam jaluzelele, tot îmi bătea soarele direct în monitor acolo și na, nu mă puteam juca, nu puteam să fac absolut nimic până nu trecea soarele. Numai un pic. Așa, mă scuzați. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest tur al camerei, dați și voi, frate, un like și un subscribe la canal dacă mai vreți episoade de genul în continuare și noi ne vedem data viitoare. Salut!